Gazmetan Mediaș va disputa la sfârșitul acestei săptămâni o partidă de verificare. Formația lui Mihai Teja va întâlni Viitorul Șelimbăr, echipă care a promovat la finalul sezonului recent încheiat în Liga a doua. Meciul amical se va desfășura sâmbătă de la ora 10:30 pe terenul 2 de antrenament din cadrul stadionului Gazmetan și nu va fi deschis pentru public. Fotbaliștii gazului metan se pregătesc în aceste zile la Mediaș pentru sezonul competițional care va debuta la jumătatea lunii iulie. Deocamdată nu au fost anunțate oficial noutăți nici la capitolul veniri, nici la capitolul plecări, lotul pentru sezonul viitor fiind în curs de formare. La sfârșitul acestei luni, gaziștii vor pleca în cantonament în Spania, acolo unde vor susține de asemenea mai multe jocuri de verificare, al căror program nu a fost deocamdată stabilit.